Activitățile au debutat cu o expoziție inedită cu standuri de prezentare a tehnicii și materialelor din dotarea Serviciului pentru Acțiuni Speciale, Serviciului Criminalistic, Biroului de Ordine Publică, Poliția de Proximitate, Serviciului Rutier, Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, Corpului Național al Polițiștilor, Biroul Teritorial Vâlcea. Cei prezenți s-au delectat cu o serie de exerciții de dresaj prezentate de o echipă mixtă formată din polițist, conductor și Fred, câine de serviciu din dotarea Serviciului Criminalistic al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Totodată, cei dornici au putut experimenta starea de ebrietate fără a fi necesar consumul de băuturi alcoolice. Polițiștii rutieri au oferit celor prezenți posibilitatea folosirii unor ochelari, a căror purtare simulează starea de ebrietate. Se vede? În ceață. Uite, o să te rog să-mi iei și mie cheia asta de aici. La fel se va comporta organismul tău atunci când te vei afla sub influența alcoolului și mai mult decât atât, fiind la volan, aceste momente de stres pot fi fatale atât de discuții pe cei de jur, da? Da. Așa că îți recomandăm niciodată să nu consumi alcool la volan.